Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom face împreună ouă colorate cu hârtie creponată. Dacă doriți să vedeți cum am colorat aceste minunate ouă, stați aproape și urmăriți acest video pas cu pas. Și haideți să începem! Evident, avem nevoie de ouă, de o pereche de mănuși. În această sticluță am pus puțin oțet, de hârtie creponată de culoare roșie, roz și galben. La final nu se vor distinge foarte bine culorile, fiindcă s-au îmbinat între ele și s-au format un roz portocaliu roșiatic. Vom scoate ouăle. Eu m-am folosit de ajutorul unui șervețel, fiindcă ouăle erau foarte, foarte fierbinți. Dar nu contează acest fapt, fiindcă asta este și ideea, ca ouăle noastre să fie foarte fierbinți, pentru a se imprima mai bine hârtia colorată în ele. După cum vedeți, am pulverizat puțin oțet pe fiecare culoare alesă de noi, în funcție de preferințe. Pulverizăm puțin oțet. Învelim, bineînțeles ne folosim de mănuși, învelim oul în toată hârtia. Eu am să mai pun o bucată de hârtie, fiindcă îmi doresc ca culoarea la final să fie puțin mai accentuată. La unele ouă, da? La unele nu. Pulverizăm încă o dată oțetul, apoi învelim într-o hârtie pentru ca hârtia noastră creponată să fie mult mai strânsă de ou și continuăm și cu celelalte ouă, la fel, în funcție de preferințe și dorințe. După ce vom termina toate ouăle, le vom lăsa pentru aproximativ 10 minute să se usuce sau până în momentul în care vedeți că hârtia este uscată. Între timp, haideți să vă arăt 3 ouă pe care le-am păstrat de anul trecut, realizate cu același proces, tot cu hârtie creponată, doar că de data aceasta am folosit mai multe nuanțe și în alt mod folosite. După ce am constatat că hârtia este uscată, pur și simplu am desfăcut fiecare ou în parte. Și după cum vedeți, vopseaua nu se ia pe mâini, fiindcă sunt uscate, deci nu este ceva toxic. Continuăm așa cu toate ouăle până le vom desface. Eventual le puteți da cu ulei pentru strălucire. Eu le-am lăsat de data aceasta așa, naturale, cum sunt ele. Sper să vă placă această tehnică, din punctul meu de vedere este o tehnică rapidă, ieftină și de mare efect, fiindcă mie îmi plac foarte mult cum arată, nu sunt super roșii și nu sunt așa de perfecte, dar cred că lucrul acesta ne impresionează și este mult mai frumos așa. După cum vedeți, le-am pus într-un coș, alături de cele 3 ouă de anul trecut și alături de celelalte ouă pe care le-am făcut astăzi, care sunt pictate manual, după ce au fost golite de conținut. Aveți și video dacă doriți și vă interesează să vedeți. Este o pictură ușoară pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu, o puteți face acum pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Vă mulțumesc, vă pup, pa, pa!